Am finalizat un proiect care se numește Instrumente muzicale populare vechi și de fapt eu împart proiectul ăsta în două sau chiar în trei pentru că am avut diferiți finanțatori. De data asta am mers pe calea asta în care am fost susținut. N-am mers de unul singur pentru că și scopul a fost diferit. Urma să fac niște lucrări sau niște materiale sau niște rezultate care să le arăt să aibă o calitate tehnică și tehnologică bună, pentru că nu puteam cu telefonul, de pildă, să asigur că pot să postez pe Facebook, postez ce vrei, dar un produs ca să-l pui serios, trebuie să aibă o calitate. Lucru despre care nici acum nu-mi dau seama calitatea asta, pentru că au lucrat persoane care pentru asta au fost angajați de proiect. Deci, instrumente muzicale populare vechi, am mers prin Republică, inclusiv dincolo de Nistru, și am descoperit, am identificat persoane care cântă, eu așa să zic, de la frunză până la cimpoaie, cavale, restul instrumentelor, care nu încorporează, ca să zic, instrumentele, cum ar fi taracotul, clarinetul, trompeta, aceeași vioară, care s-ar părea că e un instrument, pentru că dacă acceptam vioara, trebuia să am încă o viață ca să reușesc să cartografiez toți instrumentiștii. Și cum i-ați găsit pe acești oameni care au asemenea talente? Bine, eu așa și ziceam, că de mult n-am mai auzit cântându-se la drâmbă sau la cimpoi. Nu știam dacă o să găsesc asemenea oameni, dar pe urmă îmi dau seama, stai că noi avem caval, noi avem ocarini, noi avem flugere, noi avem și am ajuns și la bine că cineva poate să zic că sunt niște pseudo instrumente cum ar fi cornul, buhaiul, clopotul, toaca, țuruiacul, adică sunt niște instrumente pe care noi așteptăm sau căutăm să iasă sârbă și bătute, dar sunt niște instrumente la care strămoșii noștri, bine că și acum mai sunt, se mai utilizează instrumentele astea bunăvară. Am avut o zi întreagă bucuria și plăcerea de a bate toaca la mănăstirea din Saharna. Clopotele tot acolo, văd că au venit prelați sau căruguri care au bătut toaca, au bătut clopotele, chiar dacă, mă rog, nu se încadra în ritmul când se bate de la oră la oră acolo. Noi am toată ziua am avut, pentru că noi practic cântam astfel. Și după ce i-ați găsit pe acești oameni, ce ați făcut? Ideea era că eu merg, găsesc omul, mă invit, ca să nu zic rog să fiu invitat în casă sau în o gradă. Am cam nimerit în perioada rece a anului și era mai complicat, dar ne-am descurcat bine, pentru că în cadrul proiectului, unui proiect, aveam nevoie să găsesc cel puțin 100 de persoane care cântă la instrumentele astea, posedă instrumentele astea. Din 100 de persoane care le-am găsit, vroiam ca să fac o listă de muzicanți, măcar de 50 de persoane, cu contactele lor, la ce instrumente cânte, și 25 să merg să-i filmez cu telefonul sau tableta. Bine că pe parcurs văd că am recurs la niște modificări foarte rigide, în sens că am luat echipă de filmare, profesioniști, ca să fie calitatea înregistrărilor. La ziua de azi avem 58 de persoane filmate, înregistrate, cartografiate, ca să zic așa. Văd că am făcut un site folclor.media, el este deja funcțional, avem 15 emisiuni postate. Adică el nu este o emisiune strictă ca la televiziune, pentru că la televiziune bănuiesc că este scenariu, regizor, șef care mai redactează. Aici noi tot am încercat să facem așa, pentru oameni. Cum facem acum? Deci noi n-avem scenariu, noi discutăm pur și simplu. Numai că în discuția asta eu îi aduceam pe interlocutorii mei să-mi cânte la instrumentele care le posedă. Bine că
Îi rugam, haide, dacă am venit eu de la așa distanță, îmbrac și o cămașă națională. Îi aduceam mai aproape de farmicul ăsta de a cânta. Am găsit oameni extraordinar de interesanți și bucuroși, pentru că rare ori când cineva le mai deschide poarta sau ușa, sau se le bată măcar. În al doilea rând, ei niciodată n-au cântat, să zic așa, în mod individual. Dacă el e fluieraș, dacă el e ocarinist, cobzar, ei au cântat cu orchestra, cu formația, cu acompaniment. De data asta, formatul meu era ca fiecare cânt în mod individual. Și pentru cei care sunt profesioniști de o viață, a fost complicat pentru că n-au încercat niciodată. Da, acasă el repetă, dar asta nu înseamnă că el cântă perfect acasă. Și când acolo apar eu, că anume așa vreau să înregistrez. Și spre uimirea mea și stupoarea cuiva, poate, știți, noi în ultima vreme nu vedem drâmbi sau cimpoaie, dar eu știu că înainte se mai făceau expediții folclorice și eu în felul ăsta de parcă făceam o expediție folclorică, deși nu sunt specialist în domeniu. Unica condiție, îi anunțam pe oameni, hai să cânți ceva de-al nostru, nu chiciuri sau nu manele sau ceva de genul ăsta. Și nu căutam interpretare ireproșabilă, chiar mi-ar fi plăcut undeva acolo, mă rog, să mai greșească. Mulți îmi spuneam, dar eu de mult n-am cântat. Nu e nicio treabă, ia că cânt cu bine acum, că eu nu sunt în concurs, nu suntem în competiție, nu e festival. Bine, că eu nu-mi permiteam, dar acum mă gândesc că dacă mi-ar fi permis acolo, ia să mă apuc să luăm pahar de vin. Atunci lumea se dezleagă acolo. El venea acolo și se credea că eu iau interviu și el în momentul ăsta devenea altul de acum. Dar care, de fapt, este scopul acestui proiect? Cartografierea resurselor culturale, inclusiv a interpretilor și meșterilor populari care confecționează instrumente muzicale populare vechi. Am să zic și rare, sunt instrumente rare care eu nu le-am cuprins în proiectul ăsta, pentru că acum mă interesează pe mine și alte instrumente, cum ar fi tuducul armenesc. Da, nu este al nostru, tuducul armenesc, dar este patrimoniu UNESCO. Sau compozitorul Constantin Rusnac zice că da, eu vin și cânt la sticlă, la gărăși. E unicul care cântă la sticle. Sau în satul Pitușca, raionul Călăraș, interpretul pe care l-am înregistrat, la un moment dat, da, mi-a cântat la caval, mi-a cântat la telincă, la un moment dat, așa cam sfios, îmi spune că cântă și la chișcă. Chișcă din care sloba de vin din butoi. Eu am făcut a doua deplasare la dânsul și mi-a cântat la chișcă. Adică sunt niște momente astea. Ștefan Sava din satul Mândrești, raionul Telenești, a confecționat un fel de telinc, le-a unit, văzut că două telinci cu niște clopote, cu niște talanci, chiar niște talanci de la oi, și asta este farmicul, pentru că omul în felul ăsta o face în mod inedit. Sau Grigore Sânchetru din Trebujeni, care face cimpoaie, dar uite, e unul din puținii care mai face iorgofoane, ca să vorbim despre tărtăcuța care cântă. Deși am văzut în alte părți și prin România care altfel sunt numite, dar oricum. Sau sunt niște momente inedite în momentul în care te duci la om și el crede că parcă suntem Moldova are talent. Sau cum așa ați venit numai pentru că să bat duoba ta? Dumneata, bat duoba de când te știi. Apăreau persoane care cântau la instrumente care nu se încadrează în proiectul meu, dar satisfăceam plăcerea ca să cânti și la chitară, de pildă. În satul Hâșdieni, raionul Glodieni, am descoperit o persoană, a început el să cânte la cobze și la un moment dat, noi filmăm lucrul ăsta, la un moment dat zicem, haide, uite, cânti cu ăsta despre mamă, cu mama alături.
Pentru că avem nevoie să filmăm cum mama ascultă în vârstă de 80 și ceva de ani, cum mama ascultă pe ficior și avem nevoie de mâinile mamei, avem nevoie de fața mamei, că ea foarte așa era, niște trăsături de femeie, a basarabencii autentice, așa, ca să zic, de film. Și în momentul în care am convins-o pe mama să vină alături, fiul cântând a început să plângă. N-a mai dus la sfârșit interpretarea. Au fost niște momente în care puteam să ratăm deplasarea. Nici nu mi-am dat seama cum el a luat chitară și a cântat următoarele cânti, le-a cântat la chitară. Noi nu ne-am dat seama. Ce-i drept de data asta la chitară, el a luat niște cântice de genul Tudor Gheorghe, de data asta eu plângeam acolo, erau niște cântice din tranșee a combatantelor. Adică iată și momente de astea. Meșteri populari, Nicolae Dron din raionul Cimișlia, vorbea despre copze, de parcă descria o femeie. Atât de frumos vorbea despre copze și muzică. Și cel mai interesant e că lumea pe care o descopeream eu cunoștea iar muzica, lumea muzicală și ei mi recomandau alte nume. La Dondușeni Eugeniu Ungureanu din Sudarca, spune că el am învățat cu cutare, cu cutare, cu cutare. Eu i-am găsit pe la Cărpinieni colegii lui de acum și le-am recomandat. Voi sunteți artiști mari și ați putea face niște concerte de zile mari, dar voi n-ați cântat niciodată împreună. De învățat am învățat împreună, dar la Cărpiminieni Alexandru Baraboi mi-a cântat un cântec la caval din repertoriul colegului lui, Valentin Butucel. Minunat, că de obicei lumea cam este invidioasă, dar de data asta, uite, cât de frumos, că uite, a preluat un cântec și mi-l-a cântat. Clas, când el o să vină în Moldova, o să-i arăt. Cu alte cuvinte, acest proiect cumva are scopul de a valorifica patrimoniul nostru? Inițial, asta a fost pur și simplu azartul meu și pasiunea mea. Nici nu m-am gândit că va deveni proiect. Proiectul avea scopul numai ca să vedem. Se mai cântă în Moldova, se mai cântă în stânga Nistrului, asta era... Și se mai cântă? Se cântă și am găsit și dincolo de Nistru niște interpreți. Parcă a venit un val din regiune, Vasile Gaz, din Grigoriopol, care lucrează la Dorotskaya, face naveta, și cântă la Criuleni, la Tiraspol, la Bender. Eu acum abia am o listă de oameni care cântă, care își așteaptă rândul, poate în alte călătorii, dar vă mai spun, în raionul Călăraș am mai descoperit niște persoane care pur și simplu de mine, deși chiar m-am adresat primării, secții de cultură, noi nu avem așa muzicant, din întâmplare, dar cântăm la fluier. Urmează să mergem la Vălcineț sau în raionul Cahul, în genie raionul Cahul are tot ce vrei pe lumea asta, vă zic, tot ce poți culege în România Mare, poți să culege în Cahul. Frumos că avem multe talente și Republica Moldova se poate mândri cu asemenea personalități. Dar vă spun că eu tot ce am făcut, cele 58, o să mai urmeze vreo câteva, vor fi nu numai pe site-ul folklore.media, dar în varianta curată vor fi depozitate la centrul de conservare, vor fi în arhivă. Da. Pentru că noi suntem oameni care ne trecem prin timp și când și le pot să rămână. Da, vor rămâne cu siguranță. Noi vă mulțumim mult pentru această discuție. Vă mulțumesc frumos.